Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre sistemul educațional din Republica Moldova, cu toate carențele pe care le are. Încercăm să abordăm acest subiect împreună cu Corneliu Popovici, consilier în domeniul educației, culturii și cercetării al președintelui Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit! Veceslav Ioniță, expert economic. Bună seara și bine ați venit, domnule Ioniță! Și Dionisie Boaghe, doctor conferențiar universitar, prorector pentru studii și activitate financiară la Universitatea Agrară de stat din Moldova, cer scuze. Bună ziua și bine ați venit, domnule prorector. Încep această emisiune cu domnul Popovici prin a vă întreba. Iată, deja fiecare instituție media, dar și fiecare cetățean i s-a adus la cunoștință că numărul viitorilor studenți este în continuă scădere în ultimul deceniu. Practic, avem cifre destul de îngrijorătoare. Dacă până mai ieri numărul acestora era la aproximativ 100-110.000 de studenți pe ansamblu, astăzi indicii ne arată undeva la 50-45.000, chiar alte surse confirmă. Haideți să pornim prin a identifica, de fapt, care sunt cauzele acestei stări de lucruri. Aveți dreptate, tendința nu este cea mai bună. Sunt date oficiale, sunt date a Biroului Național de Statistică, care indică că pe parcursul ultimilor ani numărul de studenți în Republica Moldova a scăzut dramatic. A scăzut, dacă 10 ani în urmă erau în jur de 130.000 de studenți, în 2010 erau în jur de 108.000 de studenți, atunci anul ăsta în Moldova au fost înregistrați în jur de 65.000 de studenți, iar potrivit unor studii efectuate acum recent de către experții Băncii Mondiale, către anul 2020 în Moldova vor rămâne în jur de 50.000 de studenți sau poate chiar mai puțin. Care sunt factorii? Sunt un șir de factori de ordin obiectiv. În special sunt problemele de ordin demografic, care sunt probleme fundamentale pentru Republica Moldova. Dar sunt și factori de ordin subiectiv. Și în această ordine de idei aș vrea să menționez lipsa unor politici clare, unor politici în domeniul învățământului superior, care să aibă ca scop salvarea universităților din Republica Moldova, salvarea învățământului superior, deoarece noi riscăm în viitorul cel mai apropiat să rămânem fără școală superioară în țara noastră, iar ca urmare a acestor lucruri să devenim o țară subdezvoltată. Da. Domnule prorector, vreau să ne spuneți care este starea de lucruri la Universitatea Agrară, iată, în contextul a ceea ce se numește numărul de studenți care sunt în matriculație anual și făcând referire, iată, la perioada în care ne aflăm noi acum. O bună parte din instituțiile de învățământ superior au pus linie pentru prima etapă de înmatriculare. Care este starea de lucruri la Universitatea Agrară? În primul rând, vreau să zic bună ziua tuturor telespectatorilor. Să zic că Universitatea Agrară de Stat din Moldova este una specifică sau cu o destinație mai aproape de cei de la sat. Evident că are specificul său, inclusiv în procesul de matriculare. Adevărat că pe timpuri această universitate era pilonul învățământului superior din Republica Moldova, nu zadar. Aici s-au făcut studiile foarte mulți oameni distinși, inclusiv vreau să spun despre primul președinte a Republicii Moldova, despre actualul președinte, care de la fel a absolvit Universitatea Agrară de Stat. Avem foarte mulți deputați care s-au penetrat prin zona Parlamentului, dacă nu cresc undeva peste 200. Avem foarte mulți oameni distinși cu cea mai mare ordine a Republicii Moldova. Așa, adică, până la urmă, Universitatea Agrară de Stat rămâne o instituție foarte importantă, atât ca trecut, cât sunt sigur și ca viitor, deoarece agricultura este un domeniu care, nu vreau să spun că stă la bază, dar este acel care, de fapt, determină starea de sănătate, fiindcă alimentația este un lucru foarte important în ceea ce se numește sănătatea umană. Domnule prorector, spune că mens sana in corpore sano. Câți studenți aveți la ora actuală? Acum revin la întrebarea noastră. La subiect, da, într-adevăr. Am făcut și noi așa o analiză în ultimei 3-4 ani de zile, cum stau lucrurile la nivel de dinamică. Vreau să vă zic că, într-adevăr, se manifestă o descreștere constantă în perioada respectivă. Adevărat,
cum am zis, pornind la faptul că suntem o universitate mai distinctă, este una nesemnificativă. Pentru că, evident, absolvenții noștri, în mare parte, se întorc înapoi în zona rurală. De aceea, dacă se dau niște cifre, spun așa, de exemplu, în 2015 am avut înmatriculați ciclu 1, zi, frecvență redusă și master, în jur de 1300 de studenți, păi avem în 2016 1277, vedeți o scădere de vreo 20 de persoane și 1230 în 2017. Iarăși, adică scăderea este, dar nesemnificativă. În anul acesta ne menținem deocamdată după prima etapă în ritmul anilor trecuți, dar vreau să vă zic că se manifestă un alt element. De exemplu, avem o reducere mai semnificativă sau mai drastică la cei cu frecvență zi și avem o creștere mică, dar este constantă, la cei cu frecvență redusă. Ceea ce denotă că, de fapt, foarte mulți absolvenți a colegiilor îndeosebi, dar probabil și a liceilor, nu spun că au dreptate, dar gândesc că mai bine să te înscrii la frecvență redusă, pentru că, evident... E o tendință firească. Firească, probabil. Dar, repet, evident că probleme sau cauze sunt multe, vom vorbi ulterior despre ele, că avem și noi o analiză cum s-ar putea îmbunătăți situația și ce ar trebui făcut urgent și pas cu pas pe perioadă mai lungă. Prorector, câți studenți aveți în general la universitate acum? Puțin peste 4.000. Dar cât au fost 10 ani în urmă? Cred că la 10.000. Dacă luăm în 2008-2009, erau, pare-mi că în jur de 8.000 și un pic. Au scădere de 50%. Dar, la perioada, am spus, a fost o perioadă aceea drastică după 2008 până pe 2013. Pentru mine e important să vedem această comparație. Da, dar uitați că din 2015 asta a fost decalajul acela brusc. Acum, în fine, s-a cam... Nu, dar timp de 10 ani de zile a scăzut cu 50% numărul de studenți la universitatea. Eu vreau să vă zic un exemplu după câte cunosc anul trecut în Armenia la un de stat. Într-un an de zile s-a redus numărul studenților cu 50%. Profesor, e o tendință nu numai în Republica Moldova, dar probabil... Profesorii, s-a redus numărul profesorilor în perioada respectivă? Sau rămas aceiași profesori? Evident că sunt niște norme care stabilesc foarte clar, care este norma la unui profesor. Evident. Și atunci, normal că și pentru profesorul e un lucru bun. Evident. Dar asta este situația. Domnule Ioniță, ați semnat și un articol pe blogul dumneavoastră, am văzut tocmai la această temă, în care încercați să identificați două mari categorii de factori care au condus la această stare de lucruri. Haideți să rămânem în albia ceea ce spuneați de fapt pe blogul dumneavoastră și să explicăm telespectatorilor de ce am ajuns aici, unde am ajuns. Eu, ca să fie mai clar despre ce vorbim, am luat și am analizat tot ce s-a întâmplat în învățământul universitar ultimii 20 de ani. Cred că am toată perioada independenței. Deci, la noi învățământul universitar a început în 96-97 cu 65.000 și am ajuns în 2016-2017 tot cu 65.000. Adică de unde am pornit, acolo am ajuns. Dar care a fost evoluția? Cel mai tare a fost modificările cele mai puternice, a fost 2000-2002-2003 până în 2006. În această perioadă, vreau să vă reamintesc, cei mai mulți cetățeni au plecat din țara noastră și oamenii când au început a câștiga bani, trimiteau acasă și investeau în două lucruri, în copii și în apartamente. Apartamentele am avut explozia prețurilor, nu trecem acolo, la copii. În perioada 2003-2004-2005, numărul de tineri care intrau la universitate s-a ridicat la 30-35.000 anual. La noi am ajuns că fiecare a treilea tânăr, mai mult decât fiecare a treilea tânăr, 35% din copiii care din vârsta universitară mergeau la universitate, ceea ce nu-i rău. De ce am ajuns record în 2006-2007 când am avut 128.000 de studenți? Deci asta este rezultatul faptului că părinții plecați peste hotare și au pus, au zis că eu am plecat, am o viață grea, dau toți banii ca copilul meu să învețe. Ce a ieșit din asta, noi știm cu toți. A urmat următoarea fază, și anume, universitățile, și trebuie să o spunem, spune-mă degetul pe rană, știu că doare, trebuie să o spunem, universitățile, în goana lor, pentru contracte, și aceea trebuie să o recunoaștem, au ajuns că rata de înmatriculare s-a apropiat de 100%, adică toți care veneau la facultate pe contract, toți deveneau studenți, a dispărut orice filtru, că până la urmă universitatea nu e posibil chiar toți fii copii cu studii superioare, deci nu au toți capacitățile acestea.
Și doi, rata de promovare sau trecerea dintr-o an în altul, tot a ajuns la 100%. Noi am uitat vremuri, țin minte când eram eu student, mai era că începeau studenți și terminau primii vreo 20% din primul an, nu mai terminau facultatea. Deci din dorința de a nu pierde contractul, iarăși rata de promovare a rămas 100%. De ce am spus lucrul acesta? Deoarece acum și-a revenim. În această perioadă s-au întâmplat două procese mari. Primul proces a fost că a scăzut numărul de copii. La noi, de la 365.000 de copii în vârsta universitară, s-au redus la 235.000. Deci 130.000 de copii noi avem. Deci asta înseamnă 40 ceva de mii de studenți, ei nu există deoarece nu avem copii. Că unii au plecat peste hotare, că unii procesele demografice. Cert este una, nu avem copii. Doi. Da. S-a mai întâmplat un lucru. Două reforme care au fost și eu le văd asta ca pozitiv, care ne-au dat la cei că mai avem vreo 20 ceva de mii de studenți în minus. Și în ce constă e? Bacalaureatul și doi, sistemul educațional în două trepte. Și acum și-o să explic ce am în vedere. Deci atunci când noi n-am avut, când bacalaureatul nu e atât de, să zicem așa, exigența nu era atât de ridicată, practic numărul celor care treceau bacalaureatul nu era ca acum, că acum bacalaureatul trec mai puțin de 50%, cu mult mai puțin. Însă ce interesant de număr celor care dau bacalaureatul, aproape toți devin studenți. Deci în condiția în care universitatea nu mai este un filtru, nu mai are un filtru la intrare la facultate, se primește că bacalaureatul a devenit un fel de filtru. Locul universității îți va concurs, se primește că statul prin bacalaureat face concurs. Aceasta a dus la faptul că numărul de potențial studenți a scăzut. Al doilea factor este legat de că s-a tradus învățământul de două trepte. Când era învățământul de o treaptă, ca să nu piardă contractul. Era o perioadă lungă de timp. 5 ani învățau copiii și ca să nu piardă contractul, toți promovau. Când s-a tradus în două trepte, după ce termină studentul primul ciclu, în a doilea ciclu se duc mai puțin de 40%. Deci dacă tu ai student, au intrat la facultate, intrau cândva 20.000, când au finalizat anul 3, 20.000, în anul 4, cum era înainte acum în ciclul 2, îți vin 7-8.000. Deci da, tu ai, și în felul acesta ai 22.000 de studenți care ai fi putut avea, dar nu i-ai, din simplu motiv că la ciclul 2 tu nu mai ai cum aveai cândva la anul 34 și studenți la matricularea mai puțin. Și desigur încă un factor este că mulți copii, fie de la liceu, începe a merge psihotare în timpul liceului sau după ce absolvesc liceul, pleacă la învățătură psihotare. Da. Nu știu, a devenit de fapt o obișnuință ca în cadrul acestei emisiuni să fac un anunț. De fiecare dată, atunci când stabilim tema, încercăm să identificăm și persoane care ar putea să spună de ce este creat un fenomen sau altul. De această dată, statutul de jurnalist mă obligă să fac publice următoarele informații. Pe parcursul zilei de ieri și de astăzi am încercat în mod repetat să obțin acordul reprezentanților Ministerului de Resort ca să ne onoreze cu prezența în studio, însă până la ora în care difuzăm această informație, această emisiune, cer scuze, din partea domnilor lor nu am primit niciun răspuns. Asta se cere a fi remarcat. Domnule Popovici, se creează uneori stări de lucruri destul de confuzie. Când zic lucrul ăsta, mă refer la faptul că acești elevi din clasele a 12-a nici nu au început deseori a susține bacalaureatul. Există instituții de învățământ din afara țării care le propun tot felul de burse, de care mai tentante, și deseori noi ne pomenim de fiecare dată, călcăm pe aceeași greblă, pierdem studenți în contextul în care instituțiile de învățământ din țara noastră uneori nu pot forma grupele academice pentru anul întâi. Vă rog, cum? Da, doar câteva momente. Spuneți. Referitor la Ministerul Educației, eu venind la această emisiune, de asemenea vroiam să fac cunoștință cu unei reprezentanții Ministerului în acest studio, pentru că cei de la Minister funcționari practic au devenit o specie foarte rară, nu îi vedem nici la televizor, nici la radio, nici în presă, este foarte greu să afli informații din surse. Din prima sursă. Cât privește studiul efectuat de domnul Ioniță, este un studiu destul de interesant, deși unele concluzii care le formulează dumnealui pot fi interpretate în mod diferit, inclusiv și această idee a filtrelor, dumnealui identifică ca unul din filtre examenele de bacalaureat,
Fără îndoială, din punct de vedere teoretic, acest examen de bacalaureat, de încheierea acestui studiu de liceu, ar trebui să selecteze oameni buni, competenți, copii care își pot continua mai departe studiile, adică să fie un adevărat filtru. Cu părere de rău, asta noi putem considera acest filtru doar unul teoretic, pentru că, în realitate, dacă facem chiar analiza rezultatelor din anul ăsta, apar foarte multe întrebări în ceea ce privește calitatea evaluărilor care au fost efectuate, calitatea lucrurilor pe care îl desfășoară aceste comisii de evaluare, comisiilor de bacalaureat, pentru că este greu de înțeles cum, după reexaminare, au fost schimbate nota în creștere la peste 3500 de lucrări. Cum este, problemă, cum, este, cum este de înțeles? Sunt de acord cu dumneavoastră. E o problemă. Da. Unica cică bacalaureatul, în lipsa unor filtru din partea universităților, eu rău cum este el, dar e un filtru. Cum poate fi, într-un fel, nota să fie schimbată de notă negativă, notă pozitivă, la peste câteva sute de copii? Eu nu vorbesc numai despre faptul cât de traumant este acest... Sau de la 5 la 10 am tot desfășurat. Sau de la 5 la 10 sau de la 8 la 10 când lucrarea este evaluată cu plus 10-16 puncte mai mult decât a fost evaluată inițial. Și atunci apare întrebarea. Cei care au evaluat inițial sunt oameni incompetenți sau cei care au făcut reevaluare au avut alte interese? Dar, în principiu, problema constă cine a organizat aceste da. Examene și cine a selectat acești oameni care nu își fac cu demnitate misiunea. Și aici apar foarte mari întrebări în ceea ce privește procesul de organizare și anume rolul ministerului. Cât privește a doua întrebare care s-a urmat-o noastră referitor la plecarea tinerilor noștri la studii în străinătate, sigur, este un proces obiectiv și nu trebuie noi să interzicem tinerilor noștri să meargă să-și facă studiile în străinătate. Dar în același timp, același Minister al Educației, același Guvern al Republicii Moldova trebuie să reiasă și din propriile interese, interesele propriilor universități din țară, propriilor cadre didactice universitare. Și, de exemplu, iată, numai în România, anul ăsta pleacă peste 6.000 de copii. Mă interesează, care va fi soarta acestor copii? Cineva va duce evidența acestor copii. Ei se vor întoarce. Cine s-o ducă? Știi ce de? Părinților și ei. Se vor întoarce în Moldova. Pentru că eu când spun că se duce evidență, eu am în vedere că guvernul a încheiat un acord cu guvernul României, ca și cu alte țări ale lumii, într-un fel, care presupune acest drept de a face studiile și a obține aceste burse în străinătate. Dar apare și întrebarea, ce se întâmplă cu copiii respectivi? Pentru că dacă, apropo, și altă întrebare, cine stabilește această cifră de 6.000? Moldova are nevoie de specialiști pe anumite categorii în așa număr sau nu are nevoie? Respectiv, trebuie să fie iarăși de nou o politică clară în ceea ce privește studiile copiilor noștri în străinătate, politici elaborate de Ministerul Educației. În această ordine de idei vreau să spun că pe parcursul ultimului an noi am discutat foarte intens și cu rectorii noștri și chiar a fost o ședință a Consiliilor Rectorilor și a fost ridicat așa acest subiect, la care rectorii noștri au spus că noi nu suntem împotrivă și este un proces firesc ca copiii noștri să facă studiile și în România, și în Ucraina, și în Rusia, și în Statele Americii și așa mai departe. Dar n-ar fi fost mai bine, spun rectorii noștri, de a schimba statutul unor burse care le oferă statele străine, care noi suntem recunoscători pentru aceste burse, să le schimbe din burse de studiu în burse, o parte, de exemplu, să fie burse de schimb academic, de mobilitate academică. Adică să încheie un acord, de exemplu, cu Universitatea din Moldova, Universitatea din România, copiii se înscriu la Universitatea din Moldova, își fac studiile aici câteva semestre, un semestru, doi își fac în străinătate, se întorc înapoi, în final, obțin două burse, una a noastră, una străină, profesorii noștri, diplomă. Profesorii noștri, în baza acestor schimburi academice, au posibilitatea de a se familiariza cu realizările partenerilor din universitățile străine, profesori străini vin la noi în universități, adică este o trezire, o nouă viață academică, universitară și așa mai departe. Și mai mult ca atât, rectorii noștri, Consiliul Rectorilor, chiar au formulat și unele propuneri de modificare a cadrului normativ, de modificare a acestor acorduri interguvernamentale. Noi, din partea președinției, am sugerat guvernului să facă aceste propuneri de modificare a legislației. Cu părere de rău, nici până în prezent nu se mișcă carul din loc. Respectiv, da. Noi nu putem interzice copiilor noștri să meargă în străinătate, dar noi putem să creăm unele modele noi
performante, cum spunea domnul prorector, care să permită să existe și universitățile noastre și să consolideze parteneriatele străine, iar copiii noștri, cel mai important, să-și aibă posibilitatea să facă studiile, în special în Republica Moldova, cu posibilitatea de a merge la studii și în străinătate și, respectiv, a reveni la finele studiilor în țara noastră. El aici noi avem aici două abordări. Deci este una care sunt acordurile dintre două state și aici sunt de acord cu dumneavoastră, dar este și oferta unilaterală a unui stat. Când un stat spune că dau bursă, în cazul dat vorbim de România, deci când o țară vrea să dea bursă, deci există doar o obligație din partea lor, fără niciun fel de cerință din partea noastră, da? Aici nu poți interveni, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce ține acordurile dintre două state. Deci, profesor, putem interveni, adică putem interveni la nivel de, iată, de exemplu, anul ăsta nu că nu putem interveni, noi doar putem să discutăm cu partea română, să ajute nu doar copiii noștri, care ei, haideți spunem așa, guvernul României ajută tinerii noștri, da? Și atunci noi spunem, nu ați vrea să ne ajutați și în privința universităților noastre? Vreau aici să vă reamintesc, prima universitate, Academie de Studii Economice, cum a apărut? Domnul Paul Brand, rector de la București, fiind extrem de interesat că Republica Moldova să aibă învățământ economic aici, ca un element fundamental al independenței noastre. A venit în Republica Moldova, le-a pădat universitatea de acolo, a venit în Republica Moldova, a adus profesori de acolo, a adus cărți de acolo ca să consolideze programe tot ce înseamnă educația universitară, economică în Republica Moldova. Și aici, în partea care sunt de acord cu dumneavoastră, că eu cred că noi avem nevoie de ajutor ca să integrăm profesorii noștri, tot ce înseamnă în circuitul științific european. Iată aici, asta și vreau să aud de la domnul prorector, intenționam să-l întreb. Domnul prorector, iată, există o serie de specialități care, în virtutea tuturor circumstanțelor, locurile la buget rămân neacoperite și aici există o serie de specialități, chiar limbi și literaturi, fizică, biblioteconomie și așa mai departe. Două aspecte vreau să le aflu de la dumneavoastră. La Universitatea Agrară există asemenea specialități care nu sunt acoperite și doi, haideți să vorbim și despre calitatea studiilor raportate la cerințele pieței. Până o să mă refer la ceea ce ați întrebat dumneavoastră, vreau doar câteva cuvinte la ceea ce a spus domnul Popovici și colegul din dreapta, domnul Ionuț. Ce ține de acordul cu România? Evident că el a fost conceput inițial atunci când era binevenit să fie o astfel de acord ca tinerii noștri să poată să documenteze peste Prut, atât la nivel și cultural, nu numai ce ține de cunoștință în domeniu. Acum, într-adevăr, la ultima ședință a Consiliului Rectorul s-a discutat despre că ar putea fi revăzut. În ce constă revederea respectivă? Adică s-ar putea ca acele 6.000 de burse, dacă le transformăm în mobilitatea academică a studenților, nu toate, se poate și 50%, și faci un semestru aici, un semestru în România, atunci noi încadrăm nu 6.000, dar parcursul sunt 20.000, adică ar putea fiecare al doilea student se poate face un semestru în aceeași România. Dar problema nu vine doar din România, fiindcă chiar dacă mâine pe mâine renegociem acest acord, până la urmă, universitățile românești sunt deja aici prezente prin, așa zise, programe de racolare. Așa cum o face și Federația Rusă, vreau să vă zic. Sigur. Noi am fost vizitați anul ăsta atât de peste Prut, cât și din partea cealaltă. Avem, știu sigur de acum, unele licee din aceeași Taraclia, aceeași Găgăuzea, care au semnate deja, înainte de a susține BAC-ul, erau semnate deja contracte privind aplicarea la Universitatea X sau X. Adică lucrurile astea noi nu o să le putem regla prin niște acte normative. Până la urmă, finisez ideea. Adică, până la urmă, sunt niște oportunități a tinerilor. Și noi trebuie să înțelegem că nu putem să le interzicem. Ba din contra, adică trebuie să le explicăm că făcând aici, că avem și noi universități, cadre didactice cu calitative. Și nu e nevoie să pleci undeva ca să-ți câștigi niște cunoștințe și să revii. Pe invers, noi buni studenții noștri pleacă. Dar când noi la modul serios am vorbit despre promovarea învățământului ca o formă de atragere a studenților străini, vreți vă pun o întrebare simplă. Dumneavoastră știți a câta țară din lume este pentru Israel ca destinație de învățământ pentru tineri? A câta suntem noi în lume? A treia. Prima unde pleacă cei din Israel pleacă în Iordania, că sunt vecinii lor. A doilea, Statele Unite, că e clar.
Înainte a fost Germania, Italia, 3 și 4, Moldova era 5. Acum Moldova e pe locul 3. Iată, unul din obiectivele Universității Agrare sunt anume ceea ce spuneți. Și dumneavoastră ați avut cândva o tradiție foarte puternică cu studenții din Iordania și Israel. Și noi avem acum vreo 2000 de studenți străini care fac aici la noi studiile. Da. Întrebarea este, cum lucrăm Ministerul Externe, Ministerul Educației, ambasadele noastre? De ce să creezi un fel de club al foștilor studenți? Că cei care vin din Iordania, cine vin? Vin la recomandarea foștilor studenți ca noi să ne punem obiectiv. În următorii 5 ani de zile majorăm numărul de studenți străini de la 2000 la 7000 la 8000. Din cauza că acum competiția pentru studenți străini se dă în toată lumea. Eu am fost în Slovenia și am rămas uimit să văd cât de mult ei vor să atragă studenții străini. Noi mergeți la Iași. Haideți concret acum, dacă vorbim de tema respectivă, fiindcă eu, într-adevăr, am vrut să spun despre faptul că noi, ultimele 2 ani de zile, încercăm să ne axăm pe dacă pleacă studenții și nu poți să le interzici, deci să încercăm să aducem noi, studenți din alte zone. Nice. Inclusiv că am avut, într-adevăr, a fost parcursul activităților de Universității Agrare, am avut foarte mulți studenți din afara spatului, chiar ex-sovietic, spun așa. Acum se lucrează, avem și cu Israel, apropo, cu India, acum s-a contactat câteva persoane care se ocupă și avem deja închet contract, s-ar putea să regăsească în toamnă, acum vreo 30 studenți cu studii în limba engleză. Adevărat, chinezi, sunt și chinezi care studiază inclusiv în limba română. Acum lucrăm pe zona Pakistan și alte state, care am putea să regăsească studenții parcursul următorilor ani, să avem aici. Dar normal că ei nu vor reface, nu vor reface stocul la cei care pleacă în afară. Un pic am deviat de la subiect. În ce sens? În sensul că, cu siguranță, trebuie să fie în Moldova o piață a serviciilor educaționale, piață care se poate atrage inclusiv studenți străini. Dar noi la început vorbeam despre necesitățile țării noastre în cadre calificate pentru Republica Moldova. Aici vreau să revin. Pentru că pot să vă spun o chestie. De exemplu, moderatorul a menționat că nu merg la studenți la facultățile pedagogice și ca urmare noi avem deja un deficit peste 2000 de posturi vacante în învățământ în care nu sunt acoperite. Noi avem foarte multe posturi vacante de medici. Noi avem raioane unde nu sunt medici, nu vin medici, nu vin absolvenții după facultatea de medicină. Iar cât privește aceeași România, și noi să spuneți, putem interveni sau nu putem interveni. Fără îndoială, universitățile anul ăsta s-a schimbat metodologia de admitere în România, respectiv bursele le redistribui universitățile, deja nu ministerul, ci universitățile, le singur determină ce și cum. Și dacă în Moldova ar fi o politică, pentru că fiecare universitate, inclusiv universitățile din România, au interes să atragă studenți, ceea ce a spus domnul Ioniță, cu scop de a atrage studenți și din străinătate, și din Israel, și din Moldova, și din alte țări. Respectiv, ca să-mi termin gândul, respectiv aici în Moldova, universitățile tot trebuie să fie cointeresate, iar la nivel de stat, tot trebuie să fie o anumită politică. Iată, trebuie să cunoașteți că dacă noi am fi avut de mulți ani ambasadă în India, de exemplu, noi am fi avut foarte mulți studenți, pentru că acolo sunt posibilități. Dar noi nu avem până la moment nu avem. Eu vă asigur, inclusiv după discuțiile care am avut cu domnul rector al Universității de Medicină, care îmi spunea că dacă noi am admite studenți din India, Universitatea de Medicină ar exista încă vreo 100 de ani fără probleme. Asta este pentru existența universității, dar noi trebuie să ne gândim și la necesitatea asigurării cadre în Republica Moldova. Iar referitor, ca să revin la România, pot să spun o chestie. Iată, universitățile din România ar putea să încheie acorduri bilaterale cu universitățile din Chișinău sau din alte locatețele în Moldovei. Să domnule Popovici, domnule Boaghe, eu vă rog să țineți minte gândul pe care ați vrut să-l enunțați un pic mai devreme. Avem legătura telefonică cu Gheorghe Avornic, președintele Senatului Universitatea de Studii Politici și Economice Europene, Constantin Stere, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Avornic! Bună ziua! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre înmatricularea la instituțiile de învățământ superior și aici, împreună cu invitații noștri, Corneliu Popovici, domnul Boaghe și Veceslav Ioniță, am constatat că este în diminuare, de fapt, numărul celor care vin la instituțiile superioare de învățământ. Universitatea pe care o reprezentați dumneavoastră, cum stă la acest capitol? Vorbim de același indice în descreștere? Nu, dacă fac o analiză statistică cu anii precedenți, universitatea noastră nu e în descreștere, dar în general este o tendință negativă pe Republică.
Eu cunosc situația reală de la Consiliul Rectorilor și cam peste tot sunt probleme. Din an în an sunt tot mai puțini studenți, tot mai puțini copii vin la studii și tot mai mulți pleacă în afară. Dar aveți specialități la care nu se acoperă numărul de locuri pe care le oferiți? Nu se formează grupe? Vorbiți de universitatea noastră? Da. No, eu cred că o să am grupe la toate. Noi suntem o universitate mică. Eu nu mă compar cu universitatea de stat sau cu ATM-ul, cu alte universități mari. Și din timpul la noi avem câte grupe la toate specialitățile și până la acum cu atât mai mult că ministerul ne-a permis să stabilim o politică proprie internă a condițiilor de admitere la studii. Și admiterea, practic, o să fie până la 31 august, adică toată vara copiii încă mai pot să se mai înscrie. Da, spuneți-mi... Așa că cred că la noi, bine, și la noi, mă rog, sunt întrebări, nu credeți că vreau să mă laudă, spun că totul e perfect, dar sunt unele întrebări la ziua de astăzi. Spuneți-mi, vă rog, domnule Avornic, raportat la cerințele PEȚI, iată acești studenți care ajung să-și facă studiile la universitatea dumneavoastră, oricum sunt solicitați de angajatori sau potențiali angajatori? Vedeți că eu am nimerit, îi salut în primul rând pe invitație dumneavoastră, da. O parte dintre ei își cunosc situația la noi la universitate. Da. Noi ne-am străduit un pic să ne deosebim de alte universități, avem puțini studenți și respectiv tot noi ne gândim cum îi angajăm în câmpul muncii. Cei mai buni participă la funcții, la concursuri, inclusiv în instituții publice, cum ar fi Institutul Național de Justiție, cum sunt alte organe de drept, Ministerul Finanțelor, Banca Națională, alte instituții publice, independență de specialitate, iar restul sunt angajați în structurile noastre proprii, care le avem lângă universitate, cum ar fi broker Vamal, broker în asigurări. Domnule Avornic, eu cred că ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Spuneți-ne, vă rog, iată, discutam aici despre bursele pe care le acordă universitățile din afara țării. Ce poziție aveți? Ar trebui să ne fim mai atenți cu ceea ce se întâmplă acasă și după aceea permite oarecum oferirea acestor burse? Pentru că cineva spunea că 6.000 de burse, da? Bine, asta e, vorbim de România, dar sunt mult mai multe. Da. Fiindcă nu numai statul român acordă burse. Acordă burse tot ce se iau de Uniunii Europene, Statele Unite, adică sunt burse mult mai multe și pleacă copiii nu doar în România. Ar trebui să existe o politică din partea ministerului, aici vroiam să ajungem, pentru oarecum să mențină starea de lucruri sub control. Nu pot să răspund la această întrebare, îmi vine greu, dacă sincer, și n-aș vrea să duc în eroare. Eu îmi spun un punct personal de vedere, un punct subiectiv. Eu la fel cred că prea multe burse se dă în afară și prea multe burse se acceptă în exterior. Mie mi se pare că ar trebui să ne gândim cum să facem ca cei mai buni copii să rămână la noi. Să ne gândim ca cei mai buni să fie totuși anumite pârghii, stimulente pentru acești copii. Domnule Avornic, eu vă mulțumesc. Este cea mai mare valoare, înțelegeți? Da, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Vă aștept și în cadrul emisiunii noastre Reflectora Analitică aici în studio. Domnule prorector, la dumneavoastră rămăsesem cu gândul pe care vă rugasem să-l memorizați. M-ați întrebat ce ține de specialități care nu sunt acoperite. Pedagogice. La Universitatea Agrară, evident că noi nu pregătim nici geografi, nici fizicieni, etc. Dar avem specialități de domeniu, care de fapt sunt pilonul agriculturii. Până la urmă, noi avem probleme, sau nu spun probleme, dar acoperim locuri la buget, dar eu sigur că solicitările PEȚI sunt mult mai mari. Aceeași viticulturi și vinificații, aceeași agronomie, lucrări de mecanizare sau mecanizarea lucrărilor agricole. E evident că acum, vrem nu vrem, agricultura trece printr-o transformare. Interesant pentru noi, că noi am și cu solicitare la Ministerul de Domeniu, un medic ca să practice medicină e obligatoriu să aibă studii de domeniu, da? Dar uite, ca să te ocupi cu agricultura, cu aceeași viticultură, cu aceeași pomicultură, poți să ai studii cu totul alt domeniu și atunci stran ar fi. Cred că uite, aici ar putea să impună statul, prin obligativitatea celor care practică un domeniu, să aibă cel puțin un minim de pregătire în domeniu. Domnule prorector, nu vă spărați, dar eu iată îl întrebam pe domnul Avornic despre cerințele PEȚI și despre angajarea în câmpul muncii. Universitatea Agrară, iată, aveți un specific,
absolvenții sunt repartizați la muncă? În proporție de 90%, când se face târgul, sunt repartizați conform, chiar la unele specialități nu acoperim solicitările. Dar e interesant și cu solicitările respective. Iată, de exemplu, anul trecut am avut o solicitare din partea unor instituții că au nevoie de selecționeri. Adică selecție genetică. Da. Noi am solicitat la Ministerul Educației să se permită deschiderea acestei specialități. Ni s-a permis. Acum ce credeți? Acelești instituții care au solicitat, îi contactăm. Păi aveți nevoie. Poate încheieți un contract. Găsiți voi cei care vor să-i vreți să-i pregătiți. Nu, avem deja doar un singur, dacă nu crezi, persoană sau două. Acest, la, și de fapt, o specialitate foarte importantă. Dacă vrem să avem aceleași performanță în domeniul respectiv. Dar, repet, statul ar putea să intervină prin trebuie diferite domenii. Da. Același oficiu vinului și avem aici local. Da. Păi, dânsul ar putea, având atâtea instituții în subordine, nu subordine, bine că nu subordine direct, dar până la urmă știi că are nevoie de specialiști. S-ar putea să implice, fiindcă are nevoie de calitate. Și atunci, evident că tinerii ar veni, știind din start că o să fie angajați la același perspectivă sau, vor avea un loc dar, de muncă. Dar asta trebuie să fie corelat. Da. Recent m-am întors în Paris la o conferință unde am fost... Scurt că să aflăm și punctul de vedere a domnului Niță, să nu îl ignorăm. Am văzut cum se pregătesc acolo specialiștii și care este contactul între educație, inclusiv în nivelul ciclului licențial, și cei care sunt la producere. Să fac 2-3 ani de zile chiar conexiune directă între ferma X și... Sunt în afară de profesor la universitate, mai sunt și membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică la Universitatea din Tiraspol. Chiar astăzi am avut ședința. Care e subiectul care l-am discutat și ați vorbim de profesori? În prezent, noi vorbim că s-a scăzut numărul de copii în universități. Dumneavoastră știți că avem raioane unde în ultimii 10 ani de zile numărul de copii s-a redus cu 50%. Deci noi avem copii în raioane. Norma didactică a scăzut cu 50%. Și acum ce se întâmplă? Într-un sat, profesorul de geografie, care ar trebui să aibă norma didactică 18 ore pe săptămână, maximul de ore care există în sat este 6 ore. Care este strategia universității? Care este răspunsul universității? Ca profesorul să profeseze două discipline. Ce se întâmplă? Dublă, un profesor care predă fizica, vine și face studii cu frecvență redusă la geografie. Și atunci universitatea ce face? Dezvoltă disciplinele cu frecvență redusă din simplu motiv că piața s-a schimbat. Oameni buni, nu avem copii în sate. Sistemul nostru educațional trece pe niște transformări enorme. Ce se întâmplă în rezultat? Vă aduceți aminte anul trecut când Ministerul Educației a fost acolo niște păpușare înăuntru, că din câte bănuie prim-ministru idei n-avea ce se întâmplă acolo, iar ministrul economiei, ministrul Educației Vagă își dă de seama. Ca să-mi dau seama că anul ăsta iar cineva încearcă să facă și eu am tot respectul pentru doamna ministru, doamna Monica Păbuc, să fii foarte atent că acolo sunt niște oameni care am impresia că vor să războiască cu sistemul nostru de profesori. Ce fac? Au băgat o normă, o notă informativă la regulamentul care se dă la universitățile pedagogice, este legea învățământului, codul educației, este regulamentul de admitere care l-a semnat ministru și o notă care contravine, regulamentul cadru, și o notă care contravine și regulamentul ministerului și lege, care creează un haos legat de copiii care trebuie să învețe educația aceasta cu frecvență redusă. Deci acest subiect trebuie să-l iei sub control personal, doamna ministru, deoarece în sistemul de pregătire a profesorilor, cel mai important element este să ținem cont că în prezent profesorul la sate trebuie să predăie două discipline. Domnul Ionici, eu rămân în albia ceea ce le spuneți dumneavoastră. Specialități pentru localitățile rurale. Iată, întrebam și pe domnul prorector și chiar enumeram aici, am în față lista cu specialități care de regulă nu se acoperă. Inclusiv găsim fizică, asistență informațională, biblioteconomie și așa mai departe. Întrebarea poate e una simplă. Ce facem cu bibliotecile din localitățile rurale? Închidem ușa și am plecat? În continuare la gândul care a spus domnul Ioniță, evident că acum ar trebui să intervenim și la nivel de specialități. Cum a fost pe timpul, era profesor de istorie, geografie, biologie, chimie, probabil și aici bibliograf și arhivar. Adică trebuie să vedem, fiindcă într-adevăr numărul de copii e reducere drastică, la sate oricum, adică o cultură generală trebuie să existe obligatoriu și atunci trebuie să revedem și să umblăm și peste curiculă, probabil mă gândesc.
Da. Este o problemă foarte mare care a fost atinsă. Colegii din platou au menționat foarte multe momente care încă o dată demonstrează că situația în învățământul universitar din țara noastră este într-un proces de degradare profundă. Dar eu vreau să menționez și alt aspect. Noi nu vom avea o școală, o universitate, un învățământ superior calitativ dacă nu va exista și o știință în o cercetare în Republica Moldova. Nu poate universitatea să existe de la sine. Universitatea trebuie să lucreze, să inclusiv face anumite produse intelectuale, cercetări și așa mai departe. În special dacă ne referim inclusiv la Universitatea Agrară. Și atunci apare întrebarea ce se petrece la noi în sfera științei. Iată, după modificarea codului științei și inovării de anul trecut, care noi la președinție, inclusiv cu foarte mulți academicieni, ne-am pronunțat categoric împotrivă. Și am încercat, președintele nu a promulgat această lege, deși a fost impus la un moment dat și a semnat-o, noi ne-am pronunțat împotriva modificării sistemului în formula care a fost propusă, deoarece s-a distrus sistemul de cercetare în țara noastră. Multe instituții de cercetare din cadrul Academiei de Știință, inclusiv cu profil agricol, practic au rămas a nimănui. Ele, aceste instituții care au fost create pe parcursul la 10 de ani, unde au investit somnități în domeniul științei din Moldova, care au făcut o nume țării respective în domeniul științei, aceste instituții au fost distruse. Nu mai există, inclusiv în domeniul zoologiei, inclusiv în domeniul agriculturii și așa mai departe. Sunt probleme, după câte știu eu, în ceea ce privește inclusiv și baza tehnico-materială pentru studenții viitori specialiști din domeniul agriculturii. Nu întâmplător cineva a spus că această schimbare care a fost efectuată la codul științei și inovării a fost făcută nu cu scopul de a reforma știința, deci asta e o problemă care trebuie soluționată, ci cu scopul de a pune, de a acapăra anumite proprietăți care au fost acumulate. Niște atacuri elementare de Raider. Iar ca urmare, noi am pierdut știința și dacă pierdem și învățământul universitar, atunci Republica Moldova va degrada considerabil la acest capitol. Și ne vom transforma într-o țară fără cadre profesionale. Vreau să spun o chestie. Deja la etapa actuală noi avem deficit de cadre cu studii superioare și în domeniul pedagogic, și în domeniul medical, și în alte domenii. Astea există riscul că peste o perioadă de timp unele ramuri poate în genere să fie asigurate cu cadre pregătite din străinătate. Ceea ce nu este bine pentru noi, pentru că dacă noi pierdem școala științifică, școala universitară, profesorii și oameni de știință care mai sunt acum în țară, pur și simplu vor pleca din țară. Domnule Popovici, eu pe final... Iar soluția este... Da, eu vreau să mai vedem poate reversul monedei. Iată, vorbim despre sistemul educațional, vorbim despre studenți și așa mai departe, dar chiar mi-am notat aici, iată, în baza codului educației din 2018, cei care vor activa la catedră va trebui să aibă titlul de doctor în științe. Întrebarea reiese din această teză. Tinerii mai vin la catedră să susțină teze de doctor în științe pentru ca în final să primească 3.000 de lei? Eu cred că întrebarea respectivă e mai bine să fie adresată domnului profesor. Dar pot să vă spun din informația care le dețin la moment. Sunt foarte puțini tineri care doresc să meargă la catedră în universități. De ce? Pentru că, iarăși de nou, nu sunt motivați, nu sunt stimulați, adică îi lipsește o politică clară a guvernării actuale în ceea ce privește motivarea tinerilor cercetători. Ca urmare, iarăși conform datelor Biroului Național de Statistică, în ultimul an numărul doritorilor de a merge la doctorat a scăzut considerabil în țara noastră. Sporind fără îndoială numărul celor care merg la fără frecvență în special, dar în general numărul celor care vor să facă știință scade. Domn Boaghe, în 20 secunde, tinerii specialiști la catedră, avem teze? Avem tineri, dar nu sunt atât de mulți. Evident, sunt în descreștere din simplu motiv. Știți foarte bine care este salariul, care este salarizarea. Dar avem în sistemul de educație. Cei care se prezinte în fața studenților, avem? Avem, evident. Bun. Apropo, ce spuneați din anul 2017 să intre în vigoare, această prevedere. Și a fost amânat. Da. Dar aici vreau, dacă se poate, două cuvinte. Ne scoate regia, vin știrile după noi. De cercetare, fiindcă sunt niște lucruri care
certe, nu contează unde se face cercetare. Da. Important să se facă cercetare. Atunci când nu sunt bani, evident că cercetarea nu se face. Și instituțiile respective merg de la sine. Până în ziua de astăzi, suntem universitățile cum erau. Catedra își creștea profesorii. Al vinea asistentul universitar, lucra, învăța și el se forma în sânul catedrei. Acum eu nu-mi imaginez la salariul care este ca un om care se duce, lucrează ani de zile, devine profesionist și face teza de doctor și vine să lucreze la catedră. Dacă cineva crede că asta e posibil, eu nu cred. Și dacă că are și o familie și un copil, da, sau doi... Deci asta presupune că el, după ce s-a format, a venit la catedră. Până în ziua de astăzi, catedrele și-au format profesionale. 20 secunde. Dialog între președinție și Ministerul de Resort. Există? Doar instituțional, pentru că la toate inițiativele care au fost formulate de către, de către președinție, am avut doar o singură reacție. Preluarea acestor idei și prezentarea lor din partea ministerului. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Vă aștept și cu alte ocazii. Chiar vreau să obțin promisiunea că ne mai onorați prezența în studio. Stimați telespectatori, atât a fost Reflector Analitic. O seară bună! Done.